Ne-am întors la Neața, discuția noastră de început de săptămână cu medicul nutriționist, doamna dr. Anca Hâncu, este pe canapeaua de la Neața. Să rămână bună dimineața! Dimineața! Foarte rochi și astăzi, foarte... Așa mai de primăvară, să ne... Foarte de... Să avem puțină energie. Primăvară, săptămâna trecută, am vorbit despre detox, chestii, nu știu ce, ori după perioada în care am consumat poate prea mult. E timpul să revenim pe făgașul normal, nutriție pentru toți, o dată pe săptămână, împreună cu doamna doctor. Astăzi să discutăm despre proteine, n-am foarte multe informații și pentru că eu sunt în partea cealaltă care mult timp a plecat urechea la cuvântul ăsta, asociindu-l foarte des cu tot ce înseamnă creștere în masă musculară, în general bodybuilderi, oameni care fac sală, vreau și eu un borcan de proteine, cam așa se spunea. Proteina este despre altceva. Informația înseamnă putere, în cazul nostru înseamnă sănătate, dar și alegeri corecte. Și să vedem care sunt rolurile proteinelor în organism. Proteinele sunt macronutrienți. Rolul este structural, intră în constituția masei musculare, avem actina și miozina, dar proteinele sunt, intră în constituția hormonilor, avem hormonii tiroidieni, insulina, a enzimelor, amilaza, lipaza. De asemenea, au rol de transport. Sunt acele lipoproteine care transportă colesterolul. Lipoproteine cu densitate înaltă, colesterolul bun, și lipoproteine cu densitate scăzută, colesterolul rău. De asemenea, două secunde, redacția, da? De tineret. Ce vă rog, lăsați-mă și pe mine să port discuția cu oamenii mari, da? Ca să nu vă trimit în camera voastră. Și după aia, da? Vă rog tare mult. Asta mică și creață. Am înțeles, aveți invitație la joacă. Da? Ușor să termine și oamenii mari de vorbit, nu-i așa? Eu nu fac nimic, Răzvan, eu aștept să mă cheme la survival. Păi da, dar dumneata e râs. Noi frunzărim aici prin tratatele de nutriție și cumva ne luați. Trebuie să fim atenți, să ne concentrăm. Vă mulțumim pentru înțelegere. Oricând. Sau cum ar zice Oana Roman, una am mâncat. Bun, revenim, scuze. Continuând, când vorbim despre ion, de exemplu, ionii de calciu se fixează tot sub ajutorul unei proteine, care este o proteină fixatoare de calciu, care acționează sub influența vitaminei D3. Uh-huh. Când vorbim de proteine, știm deja rolul acestora în imunitate, anticorpii, imunglobulinele G, de exemplu, toate acestea înseamnă proteine. Iată că v-am convins că proteinele au un rol important și nu în ultimul rând aș vrea să amintesc rolul în sațietate. Dacă o masă nu conține proteine, ne vom sătura mai greu. Ține și de consumul pe care îl avem, de obișnuința alimentară? Va ține de obișnuință, dar va ține mai mult de complexul de macronutrienți, adică mâncăm grăsimi, mâncăm proteine, mâncăm carbohidrați. Și hai să vedem și care sunt sursele de proteine. Vreau să vă întreb, că discuția continuă în direcția asta, proteină din proteină de animală vegetală sau de origine animală. Vegetală. Ne-am îndepărtat cumva de proteina de origine animală, că așa e trendul. Să precizez că aceste proteine sunt alcătuite din aminoacizi. Ei sunt cărămizile proteinelor. Sunt 20 de aminoacizi, dintre care 9 nu pot fi sintetizați în organism. Trebuie să-i aducem din afară, prin alimentație, acești aminoacizi esențiali. Valină, fenilalanină, triptofan, leucina. Ei, acești aminoacizi se găsesc în totalitatea lor, toți cei 9, doar în proteinele de origine animală. În proteinele de origine vegetală există unii dintre aceștia. Nu există toți în aceeași proteină, cu excepția proteinelor din soia, din quinoa sau din cânepă, dar care nu sunt chiar cele mai familiare pentru noi, mai ales în tradiția românească. Cei care aleg să nu mănânce carne, da, pot compensa lipsa asta de proteină animală cu suplimente sau ar trebui să ei își vor face combinații din celelalte proteine de origine vegetală, deci cele de origine animală, sursele ar fi carnea, lactatele, peștele și ouăle. Cele de origine vegetală sunt fasolea, lintea, oleaginoasele, plus cerealele de tip quinoa,
Însă aici și soia. Aici trebuie să fie atenți cei care consumă sau care evită proteinele de origine animală, să-și facă mereu combinații, ciuperci cu orez sau cu quinoa sau și combinațiile nu trebuie făcute neapărat toate la aceeași masă. Dacă nu aducem la o masă, să zicem, toți aminoacizii esențiali, îi putem aduce la masa viitoare. Cei care fac mult sport au nevoie de mai multă proteină? Au nevoie, da. În mod normal, cantitatea de proteine de care are nevoie un organism sănătos este în jur de 0,8 grame pe kilogram corp. Dar la cei care fac activitate fizică intensă, aceasta poate să crească până la 1,5 grame pe kilogram corp. De asemenea, o cantitate ridicată de proteine va fi necesară în bolile cardiovasculare, respectiv în bronhopneumopatia cronică obstructivă. Deci iată că sunt situații în care este bine să se apeleze chiar la un nutriționist. Legat de sportivi, o alimentație corectă și sănătoasă, chiar sub recomandările unui medic nutriționist sau sportiv nutriționist, trebuie să aducă absolut tot. Câteodată poate fi nevoie de suplimente de proteine, însă, în mod normal, alimentația aduce absolut tot ce este nevoie. Da, colegii mei un pic colegii de se joacă. Deficit de atenție când aud de proteină, o iau ușor razna. Să-l închizi, te rog, pe Dani Sorin, sunt convins că n-are absolut nimic interesant să ne spun. Se spune așa, atenție cum gătește alimentele ca să nu pierzi proteina din ele. Cum ar trebui să le gătim ca să fie bucățica aceea de carne. Sigur, acum chiar să facem numai tartar și să le mâncăm numai crude nu putem, pentru că totuși trebuie gătite, dar avem aici un șef bucătar care vă va spune mult mai multe despre gătit. Ideea este să nu le fierbem prea mult, să nu le gătim prea mult, să fie făcute cât se poate la cuptor, cât se poate la grătar și mai ales să nu le prăjim. Știm deja că prăjala este cel mai nesănătos lucru. Aș mai aminti despre valoarea energetică a proteinelor. Cu toate că proteinele sunt o sursă de energie cam scumpă, pentru că, vedeți, ele sunt foarte utile în diverse alte situații și mai ales la construcția masei musculare și atunci e păcat să le folosim ca sursă de energie. Dar totuși, dacă organismul le va folosi ca sursă de energie, acestea vor aduce 4 kilocalorii pe gram. Ca și glucidele și jumătate din grăsimi. Nu-mi dau seama dacă e rău sau bine. Așteptam să văd. Este mai puțin decât la grăsimi. Ideea este că dacă noi ne aducem și grăsimi și carbohidrați, acestea vor fi utilizate ca sursă de energie și din proteine vom construi masă musculară. Avem timp pentru un test fulger și să dezvoltăm, vă rog, fiecare răspuns. Suplimentele proteice sunt bune pentru a crește aportul de proteine, adevărat sau fals? Pot fi utile, dar nu sunt necesare neapărat. Poate exista un aport corect de proteine și o dietă corectă, fără suplimente proteice. Proteina ne ajută să pierdem mai ușor în greutate, adevărat sau fals? Este sățioasă și, într-adevăr, dietele cu conținut mai mare de proteine, adică până spre 25%, există unele chiar de 30% proteine, ajută la scăderea în greutate. Doar proteinele de origine animală sunt complete, adevărat sau fals? Există și cele de origine vegetală pe care le-am menționat, soia, quinoa, cânepă, care au toți cei 9 aminoacizi esențiali. Abuzul de proteine poate afecta rinichii. Aici bănuiesc că se vorbește. Da, într-adevăr. De aceea am spus, în momentul în care dorim să ne aducem proteine, mai ales din alte surse, din suplimente, trebuie să luăm legătura cu un medic pentru a face calculele exacte și a nu supra-solicita rinichii. Există și boli, mai ales în bolile renale. Foarte pe scurt, de ce rinichii sunt afectați de... Pentru că pe acolo are loc eliminarea produșilor de detoxifiere. Fiere rezultați din metabolismul proteinelor. Probabil și ficatul intră în zona intră afectată. Intră și ficatul, da. Bun. Brânza este o sursă excelentă de proteină. Este o sursă excelentă, însă brânza ne aduce și grăsimi.
și aduce grăsimi saturate pe care nu trebuie să le consumăm în exces. Și atunci, sigur, e foarte bună brânza ca sursă de proteină, dar dacă este o brânză slabă, o brânză de vaci, mâncăm 120 până la 150 de grame. Dacă este urdă, deja mai puțin, cam 100 de grame. Dacă este telemea, 50-70 de grame la o porție. Rămânând ca brânzeturile maturate, acele brânzeturi franțuzești care ne mai plac lângă un pahar de vin roșu, să fie simbolice câteva cubulețe la 30-40 de grame. Și o ultimă întrebare, adevărat sau fals, cu cât consum mai multă proteină, cu atât acumulezi mai multă masă musculară? Da și nu, depinde de tot ceea ce mâncăm, pentru că dacă este regim hiperproteic și cu puține calorii, atunci s-ar putea să pierzi. Dar, în principiu, cantitatea ridicată de proteine este egală cu o masă musculară bine dezvoltată. Nutriție pentru toți, o dată pe săptămână, cu doamna doctor Anca Hâncu. Dacă avem o concluzie sau dacă avem o... Vă așteptăm săptămâna viitoare să vorbim despre carbohidrați, răsfoind filele de nutriție. Iată, săptămâna viitoare se lasă cu plânset, credeți-mă, de câte ori... Fără baloane. Despre carbohidrați. Mulțumim tare mult, doamna doctor. Ia spune, micuțule, ce s-a întâmplat?